Vreau să fac un anunț mediu, unul îmbucurător pentru toată lumea. După lungi dispute, dezbateri, negocieri, căutări de soluții, în sfârșit putem anunța că licitația pe creangă, pe reparația întregii străzi, a rețelelor subterane, a trotuarelor, amenajării acestei zone a fost lansată. Acesta este proiectul care urmează să fie realizat, un proiect actualizat, de fapt. E proiectul tehnic, nu vă arăt astăzi imagini grafice, de la rond în sus și până la Piața Unirii. Ambele ronduri vor fi reparate și restaurate. Nu tăiem copaci pe această porțiune. O să examinăm suplimentar soluțiile legate de parcări. Ce s-a întâmplat de fapt pe creangă? În primul rând a fost un proiect vechi, în baza căruia s-au început lucrările în anul 2018. Proiect care trebuia să fie actualizat. Proiect de la care tot s-a deviat. În septembrie 2018 a fost luată decizia, ceea ce a crescut costurile pe proiectele de execuție și devierile care nu își aveau rostul, cu 60-80%. În mod normal, administrația precedentă care era responsabilă de acest lucru trebuie să poarte răspundere penală pentru aceste dereglări și devieri substanțiale. Pentru că din acele costuri de 26 de milioane de lei care au fost puse în aplicare financiar pentru intervențiile pe creangă, multe dintre ele la acea etapă nu puteau fi realizate. Un subiect foarte important care nu a fost luat în calcul și de ce mă refer aici la aspectele cu caracter penal pentru fosta conducerea direcției transport, pentru toți cei care au avizat, care au fost informați și nu au făcut nimic, nu au bătut din deget, deci au fost informați de apă canal că lucrările urmau să includă și schimbarea rețelelor de apeduct și canalizare. Pentru că în proporții de peste 90% aceste rețele sunt de mult depășite de timp și se află într-o stare deplorabilă. Cu regret, nicio reacție n-a fost din partea fostei conduceri. Eu nu vreau să dau nume. Dumneavoastră știți foarte bine cine era în funcție, dar eu cred că procuratura trebuie să se sesizeze în această privință și administrația, persoanele care urmau să ia astfel decizii, să fie trase la răspundere. 2. Noi ne-am luat foarte mult timp aceste negocieri cu compania care ne-a mijlocit, a făcut aceste lucrări. Pentru că, de fapt, urma să reziliem contractul, ținând cont că s-au solicitat sume de peste mult cele planificate în buget. Eu nu știu care este de fapt și dacă poartă compania vreo vină pentru că a făcut ceea ce i s-a indicat de nemijlocit de către administrație. Dar a fost un proces destul de lung, repet, iată, toată echipa de juriști împreună cu Ilie Cioban, mai mult de jumătate de an am tot căutat soluții în această privință. Ca să fie foarte clar, pentru că lumea ne întreba de ce nu sunt lansate procedurile necesită să fie într-un cadru juridic bine determinat, ori până nu am fi reziliat contractul, nu exista posibilitatea să lansăm o licitație nouă. Repet, bani pentru reabilitarea infrastructurii străzii Creangă au fost planificate în bugetul pentru anul 2020. În acest sens, ceea ce este important să menționăm, proiectul în sine va fi pentru o perioadă estimativă de 18 luni executat, pentru că trebuie să schimbăm toate rețelele, la care să intervenim pe trotuare și deja
faza finală cu stratul de asfalt pe carosabil. Din ceea ce discutăm cu Direcția Transport, înțeleg că aceste lucrări totuși ar putea să fie făcute într-un timp mult mai restrâns, cel puțin cu 6 luni mai devreme în această privință. Costurile lucrărilor care urmează să fie efectuate se ridică la 50 de milioane de lei. Noi, pe această cale, vrem să existe maximă transparență și participarea unor agenți economici de bună credință. Anunțăm că licitația este făcută public, începând cu ziua de ieri seara, și așteptăm într-adevăr companii bune să participe și să învingă cel care poate face lucrările calitativ și bine. Dar în acest an câți bani au fost alocați pentru aceste lucrări? 44 de milioane de lei. Dar nu cred că vom cheltui întreaga sumă, pentru că nu reușim să facem volumul cel de lucrare, urmează deja să stabilim pentru anul viitor. Spuneți că o să interveniți și pe trotuare, pentru că știu, o parte din ele a fost deja... O parte din ele până la strada Coca, până la Belinski, deci sunt reparate, dar cel mai grav este că totuși, în condițiile în care vom interveni, pe rețelele de apeduct și canalizare, ele sunt centrale, dar sunt și debranșamente care duc către pe mai multe porțiuni va trebui să ridicăm pentru a schimba rețelele care duc spre casele de locuit ale oamenilor sau spre oficii, spre instituții, spre clădiri. Asta e. Cel mai probabil că va fi necesar să se intervină în această privință. Nu putem schimba țevile centrale și să le lăsăm pe celelalte care sunt și mai proaste decât astea pe centrală. Deci, celor de 6 milioane de care spunea dumneavoastră, considerați că au fost cheltuiți în zadar? Totuși, nu rămân din ceea ce, de lucrările care au fost efectuate, rămân încă valabile ceva din ceea ce a fost? Sigur că rămân valabile. Problema este că lucrările s-au făcut cu deviere substanțială de la normative, de la proiect și cu neglijență totală din partea administrației în ceea ce ține de recomandările Apă Canal. Avem scrisori pe care putem să vi le punem la dispoziție. Când Apă Canal atenționează, oameni buni, este necesar să intervenim pe rețele și doar după asta să facem lucrările despre care vorbiți dumneavoastră. Procedura de licitație durează foarte mult, știm, și asta ar însemna în toamnă probabil să înceapă lucrările. Aveți perfect de dreptate. Obiectivul nostru pentru anul curent este ca să schimbăm rețelele de canalizare a peduc și să așternem stratul de carosabil pentru a putea trece iarna, iar lucrările să fie reluate atunci când ne va permite timpul de afară. Aveți perfect de dreptate în ceea ce ține de nemijlocit procedura de licitații. O lună și jumătate cel mai probabil ne va lua acest proces. Asta în condițiile în care nu vom avea contestații. Și sper eu ca din toamnă, din septembrie, să putem procede la realizarea lucrărilor. Spuneți că în aceste condiții ar trebui să se sesizeze procuratura. Să trimite dumneavoastră o sesizare? O să trimitem și noi sesizare. Eu am mai făcut apeluri în această privință, doar că acolo s-a încercat să se intervină pe companii. Eu cred că, în primul rând, trebuie administrația și fosta administrație trasă la răspundere. Vă referiți la administrația care a elaborat proiectul? Sau care administrația care a permis aceste devieri substanțiale de la toate cele necesare și a neglijat nemijlocit solicitările pe intern a regiilor care sunt. Dar de ce așa? De vreo dumneavoastră nu mai ați anunțat că va începe reparația, licitația. De ce așa de greu? Reiterez, ca să înceapă licitația, trebuie să fie finalizate toate procedurile juridice. Asta înseamnă că trebuie să fie reziliat contractul cu această companie care a făcut lucrări cu depășire de costuri și cu deviere de proiect. Repet, la solicitarea administrației precedente. Acum, ei erau cei care erau de drept să facă lucrări în continuare, dar noi nu putem să ne permitem, pentru că nici legea nu permite acest lucru. Respectiv, urma să desfacem acest contract. Am ajuns la un numitor comun abia săptămâna trecută. Acea companie trebuie să facă ceva bani primării?
Ilie, dacă poți să mă ajuți, aici trebuie să întoarcă ceva. Primăria, nici companie și nici primărie nu are careva obligațiuni financiare unul față de altul.